Spirite încinse înaintea ediției a 11-a a turneului de arte marțiale mixte Eagles Fighting Championship. Luptătorii moldoveni Valeriu Mircea și Andrei Barbăroșă au avut o discuție aprinsă, fiind la un pas de a se lua la pumn în timpul prezentării oficiale. Duelul celor doi luptători este capul de afiș al evenimentului programat la Chișinău pentru 16 februarie. În joc este pusă centura de campion în categoria de greutate de până la 66 de kilograme. I-am spus că nu are nicio șansă băiatul ăsta împotriva mea. El spune că mă pune jos, îmi dea knockout, finișează lupta mai înainte de limit. Eu îi doresc lui succes pe lupta de sâmbătă. Să știi că nu o să aibă o luptă ușoară. O să aibă o luptă cea mai grea din cariera lui. Desigur, sunt provocări, asta e ceva normal. Eu sunt gata la aceste lucruri. Totuși, e show. Cred că va fi totul bine, minunat. Eu voi apăsa, voi conduce. Voi păstra camul, mintea rece, totul va fi ok. Ulterior, Mircea a fost aproape de a se încăiera cu belarusul Ivan Jvirblea și i-a promis că îi va lua centura și acestuia în categoria de greutate de până la 71 de kilograme. Lilian Grosso a încercat să bage frică în adversarul său Oleg Brumă și a venit la duelul privirilor îmbrăcat în uniforma de polițist și cu o bâtă în mână. Activez în domeniul poliției, sunt suboficer al batalionului special de escort și pază și am vrut într-un fel să-i amintesc lui Brumă astăzi că mâine va fi escortat. În cadrul galei de sâmbătă, Luca Poclit, deținătorul titlului în categoria de 77 de kilograme, îl va înfrunta în cușcă pe brazilianul Flavio Pina de Souza. Eu sunt campion în categoria de 77 de kilograme și trebuie să fac față mereu. La orice luptă trebuie să arăt caracter și victorie, desigur victoria. O altă confruntare moldo-braziliană va fi cea dintre Alexandru Romanov, campion interimar în categoria grea, și Sergio Freitas. Până acum niciunul dintre ei nu a suferit vreo înfrângere în octagon. Luptătorul din Comrat are la activ 10 victorii, iar sud-americanul s-a impus în toate cele 6 dueluri disputate. Ожидает феноменальный бой, потому что реально, когда сталкиваются два соперника не из наших поражений, по-любому кто-то уйдет поверженным. И я вам обещаю, что я уйду из клетки с высоко поднятой головой. Меня страдует пентру примул шоу Ачесту Ян, а проект Лиглс, София Клетка Чел Майтари, кум файт карт ин традивер ла лимита, путерник, тот орден toate continentele lumii, diferite școli, experimentați. Gala Eagles Fighting Championship 11, organizată de Asociația FIA, se va desfășura la sala polivalentă din Chișinău cu începere de la ora 18 și va cuprinde 16 confruntări.